Alți doi bătăuși au fost reținuți după revolta de aseară din localitatea Ivești din Galați. Două clanuri s-au înfruntat cu săbile și cuțitele în mijlocul străzii. 7 oameni au ajuns și în spital. 2 dintre ei sunt în stare gravă. Gabi Vlad, corespondentul nostru, vine cu mai multe informații. Gabi. Bun găsit, Gina. Da, 2 persoane au fost reținute până în acest moment, în urma audierilor care au început aseară pe la ora 23:00. Aproximativ. Nu este exclus ca pe parcursul audierilor și a căutărilor persoanelor implicate să mai apară și alte persoane reținute. Cele două nu e exclus să fie exact cei doi bărbați de la care a plecat conflictul și care ulterior avea să degenereze într-o bătaie generală. Cele două persoane de care ne spunea azi noapte poliția că ar fi pornit acest scandal. Sunt datori și cu starea răniților. Din cei 7 răniți în acest moment, doar 3 mai sunt în spital. Un tânăr de 22 de ani care fusese adus deja în stare foarte gravă, în comă, este în continuare. A fost operat stabil, dar starea lui este în continuare foarte, foarte critică. Un prognostic rezervat. De asemenea, mai rămas în spital tatălui și încă un băiat cu o plagă tăiată probabil de sabie, o plagă foarte adâncă. Deci aceste 3 persoane încă mai sunt în acest moment în spitalul de urgență din Galați. S-a descongestionat situația în jurul spitalului, au mai plecat din aparținători, nici cagulații nu mai sunt acolo pentru pază. Este liniște, dar să vedem până când. Gina, te rog. Gabi Vlad, mulțumesc pentru această